Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la Cafeneaua Spirituală. O să începem emisiunea de astăzi cu un citat din Buddha și anume: în viața noastră, schimbarea este inevitabilă, pierderile sunt inevitabile. Fericirea și libertatea noastră stă în adaptarea cât mai repede la schimbare și capacitatea noastră de a ne transforma. Deci, v-ați dat seama că acesta, în mare, este subiectul despre care o să discutăm, bineînțeles și alte lucruri care au legătură cu aceasta. Și am invitat iarăși pe Adina Mironesi, prietena mea veche. Bună seara! Bine ai venit! Și acum toată lumea știe că tu te ocupi de dezvoltare personală, ești trainer și consilier de dezvoltare personală. Și cauți să-ți îndeplinești cât mai bine acest rol. Sigur. Și ești chiar pregătită sau chiar dorești să ajuți oamenii din jurul tău. Sigur. Și o să prezinți la urmă și programul care o să-l ai în continuare. Uh-huh. Deci, ce presupune? Ce înseamnă? Deci, tu spui că pentru a ne adapta la schimbare trebuie să avem o maturitate psihologică, nu? Și ce înseamnă acest lucru? Maturitatea psihologică, dacă luăm definiția din psihologie, adică condițiile care trebuie să le îndeplinim pentru a fi numiți, definiți, etichetați drept maturi psihologici, sunt condițiile acestea sunt foarte multe și o să-mi permit să le citesc ca să nu pierd vreuna dintre ele. Un om matur psihologic își asumă responsabilitatea pentru faptele sale, manifestă empatie față de persoanele din jurul său, acceptă negocierea dorințelor sale, are o bună toleranță la frustrare, acceptă că nu orice dorință poate fi îndeplinită atunci când își dorește el. Este sociabil și are mai mult de un prieten. Are încredere în sine, manifestă deopotrivă dorință pentru studiu și pentru schimbare. Își acceptă eșecurile și le poate depăși. Dacă suntem atenți la toate aceste condiții care definesc maturitatea psihologică, nu știu câți dintre oameni reușesc să se încadreze și să îndeplinească toate aceste condiții ca să se numească maturi psihologici. Și nu foarte de mult, emisiunea trecută am vorbit despre victimizare, care victimizare nu se încadrează în maturitatea psihologică. Deci atunci când jucăm rolul de victimă, când jucăm conștient sau inconștient faptul că suntem nemulțumiți de foarte multe lucruri, în acel moment nu suntem maturi psihologic. Practic nu ne asumăm că viața este rezultatul alegerilor noastre și căutăm tot timpul vinovați în afară. Fie că este vorba de condițiile în care am crescut, în care ne-am dezvoltat, fie că este vorba de condițiile în care am învățat la școală, fie că este vorba de condițiile în care trăim, de legi, de guvernanți, și căutăm tot timpul vinovați în afară pentru neputințele noastre. Deci, practic, maturitatea psihologică înseamnă să ne asumăm toate faptele noastre, toată viața noastră, dacă se poate, și după părerea mea, și nu doar a mea, maturitatea psihologică se obține atunci când ieșim din ceea ce numim triunghiul dramei. Aș vrea să arăt la cameră ce înseamnă triunghiul dramei. Da? Deci este vorba de faptul că atunci când ești victimă, obligatoriu joci și celelalte două roluri din acest triunghi, salvator și acuzator, pentru că chiar dacă nu e chiar pe față, nu e în mod conștient, omul respectiv, când joacă rolul de victimă, își caută un salvator și el este salvator pentru altul și acuzator pentru altcineva și tot așa. Deci toți jucăm aceste roluri față de persoane diferite din viața noastră, nu neapărat față de aceeași persoană.
Dar da, se poate și față de aceeași persoană, în cazul în care, de exemplu, nu ne cere nimeni ajutorul, dar oferim sfaturi așa că ne place nouă să ne punem în poziții de superioritate și atunci oferim sfaturi la întâmplare și cel care oferă sfaturile necerute are pretenția de la cel căruia îi le dă să le și respecte. Și atunci devenim și acuzatori în cazul în care nu respectă omul respectiv sfaturile pe care le dăm noi și uite așa merge roata, se învârte în toate rolurile din triunghi. Și cum spuneam, matur psihologic înseamnă să ieșim din aceste roluri, din victimă, din salvator și din acuzator și să ne asumăm toate faptele pe care le, și alegerile pe care le facem. Dar ce presupune schimbarea? Schimbarea presupune să ieșim din acest triunghi în primul rând, da? Dar toată viața noastră este un proces de schimbare. Niciodată nu rămânem la fel. Deși poate unii se agață de, am mai spus o dată într-o emisiune, aveam un prieten care spunea că eu nu mă voi schimba niciodată, nu se poate așa ceva, eu nu mă voi schimba niciodată. Identificarea cu ceea ce ești la un moment dat îți produce suferință în momentul când viața te pune în fața unei situații și atunci tu nu vrei să te schimbi. Chiar dacă nu vrei să te schimbi, suferința te face să te transformi. Da, dar cu cât mai mult ne opunem acestui flux firesc de schimbare al vieții, cu atât suferim mai mult. Da. Dar în primul rând, oamenii au anumite concepții, anumite credințe care îi fac să sufere. Sigur. Deci pentru ca să, așa ar fi logic, pentru ca să nu mai suferim, ar trebui ca aceste să fie schimbate. Credințe să le schimbăm la timp. Dezvățarea la de timp. Aceste da. Lucruri care ne mențin, agățați la un moment dat într-un anume stadiu de dezvoltare. Da. Sau cum spun alții, că să ne golim. Da, da. Și bine. Iisus spunea că să ne golim. Ideea e că noi ne schimbăm eul care este format din toate credințele noastre, din ceea ce simțim și ceea ce ne definește, trece prin mai multe stadii de evoluție, de transformare interioară. Și în momentul când ne opunem fluxului firesc al acestor treceri dintr-un stadiu în altul, în momentul acela suferim. În momentul acela se întâmplă lucrurile neplăcute. Deci, pentru dezvoltarea noastră personală este nevoie să avem informații. Și cum le selectăm aceste informații? Cred că e destul de greu. Deși trăim într-un ocean de informații, deși internetul este plin de astfel de informații, oamenii foarte greu își găsesc calea printre ele, foarte greu reușesc să le selecteze, pentru că unele dintre ele chiar se contrazic între ele și atunci apar credințe care se contrazic între ele la o singură persoană și fenomen care se numește disonanță cognitivă. În momente de acest gen este bine să caute persoana respectivă un consilier, pentru că un consilier, de exemplu, de dezvoltare personală nu este un salvator. Este un om care poate să-l... Puteam să-i spune și așa, deci salvator adevărat. Da, dar tot nu se poate numi salvator, pentru că un consilier de dezvoltare personală nu oferă soluții, deci nu oferă soluții, ci ghidează persoana respectivă prin întrebări, ghidează către răspunsurile proprii. Să le găsească singur. Să le găsească singur, da. Deci nu vorbesc neapărat de mentoring. Mentoringul este altceva față de consilierul de dezvoltare personală. Despre mentor sau guru? Sau cum... Nu neapărat. Nu. Mentorul este cel care oferă din experiența proprie, dar depinde și de... Și guru, dacă nu. Este unul adevărat. Bine, dar nu, personal nu sunt de acord și nu cred că e folositor. Au încercat multe persoane, chiar am urmărit diverse povești pe internet ale unor persoane destul de cunoscute, care au... citind foarte mult și așa, au ales să plece fie în India, fie undeva unde să găsească un guru adevărat, așa,
Și din cauza că au încercat să sară etape, pentru că guru sau, în fine, gen moji sau gen, nu știu ce, care mai sunt de genul ăsta, ei oferă informații cumva către ultimul stadiu, stadiul unitiv. Și oamenii, mergând acolo, observă că lucrurile alea care le spune, adică, nu știu, interogarea care o face, concluziile care ies de acolo, sunt adevărate, dar când se întoarce acasă nu poate aplica nimic, pentru că nu se pot sări aceste stadii. Deci nu este pregătit. Nu este pregătit și atunci nu poate primi, dacă nu s-a maturizat psihologic, să ajungă direct în stadiul unitiv non-dual, cu non-dualitatea, cu observatorul non-dual și non-conceptual, în fine. Nu, deci, nu intru în teorie. Cuvinte, maestru apare când elevul este pregătit, nu? Da, și maestru în ghilimele la etapa respectivă. Da, da. Cred că de preferat este de căutat o persoană care cât de cât să fie un exemplu, să fie, să trăiască ceea ce spune, ceea ce predă și să nu se formeze acel atașament. De exemplu, dacă se duce undeva. În fine, nu vreau să duc neapărat discuția acolo, vreau să revin la maturitatea psihologică. Cum spunea cineva, mai întâi, ca să ajungem în ultimul stadiu, trebuie mai întâi să ne dezvoltăm eul, adică mai întâi să ne maturizăm psihologic, după aceea să ajungem în stadiu autonom și așa mai departe, ca să ajungem în ultimul stadiu. Nu putem sări aceste etape. Da, putem pentru să... că credințele care definesc fiecare etapă sunt aproape, nu neapărat contradictorii, dar oricum, diferențele sunt foarte mari de la stadiul autonom încolo. Deci când spunem să ne maturizăm psihologic, asta presupune să ne dezvoltăm capacitatea de a discerne? Sigur, și capacitatea de a discerne, dar în primul rând să ne asumăm ceea ce trăim. Și am să mai arăt un tabel, este vorba de stadiile dezvoltării morale după Kohlberg. Apropo de stadiile, sunt folosite în psihologia copilului, dar după ce o să-l discut un pic, o să vedem că foarte mulți oameni maturi, foarte mulți adulți, nu sunt trecuți de stadiile din copilărie, apropo de stadiile dezvoltării morale. Și apropo de copilul între 4 și 10 ani, se ghidează după întrebarea ce pățesc sau ce primesc. Nu? Haideți să privim cu luciditate către guvernanți ce pățesc, ce primesc și nu doar la ei, dar comportamentul este între 4 și 10 ani. Deci stadiul corespunzător este între 4 și 10 ani. Puțin mai sus, în stadiile convenționale, copilul, că se aplică la copii, cum am spus, dar și adulții nu sunt ieșiți de aici foarte mulți, se ghidează, deci în stadiul convențional, între 10 și 13 ani, după ce spun alții, deci este vorba de statutul în grup, își se ghidează după statutul lor în grup, după ce spun alții, sau ce spune legea. Bineînțeles că în copilărie nu este vorba neapărat de legile țării, ci este vorba de legile nescrise, de statutul în grup, cum am spus, de datoria față de normele sociale care sunt. Bineînțeles că, iarăși, dacă privim cu luciditate, foarte mulți adulți se ghidează după ce spun alții. Ca să dau un exemplu, sunt foarte mulți oameni care nu fac anumite acțiuni, nu se comportă ei înșiși, ca alte persoane să nu-i, nu știu, bârfească, vorbească și așa mai departe. Să nu se audă în oraș că eu fac nu știu ce chestie. Și nu este vorba de acțiuni care să fie contrare unei legi sau ceva. Nu vorbim aici de lucruri ilegale, ci pur și simplu să fie ei înșiși, să spună pe șleau dorințele lor, ceea ce gândesc, să-și exprime credințele și așa mai departe. Deci foarte mulți oameni nu sunt ieșiți din acest stadiu numit convențional între 10 și 13 ani. Iarăși, mai sus, alte stadii care se încadrează în stadii postconvenționale, este vorba de oamenii care se ghidează după ce trebuie să fac,
Deci ce trebuie să fac și ce cred eu că e bine să fac. Deci vă dați seama că foarte puțini oameni au ajuns să se ghideze doar după ce cred eu că e bine să fac, adică fără să țină cont de faptul că sunt dezaprobați de, nu știu, de familie, de grupul social, grupul de prieteni în care se învârt și așa mai departe. Deci, practic, aceste stadii cu ce trebuie să fac și ce cred eu că e bine să fac, se întâmplă fie de la 13 ani în sus, în adolescență, tinerețe sau niciodată. Deci sunt oameni care niciodată nu ajung pe parcursul vieții să facă ce cred ei că e bine să facă. Și, repet, nu mă refer la acțiuni ilegale, mă refer la pura exprimare a credințelor proprii, la exprimare în general. Da, eu când aud de moralitate, nu cred că felul cum ajungem noi morali este bazat pe un principiu sănătos, pentru că de obicei și religia și la școală, în societate, oriunde, moralitatea se bazează pe impunerea, mai ales impunerea prin frică, deci trezirea în om acestui sentiment de frică față de divinitate, față de că trebuie să faci lucrurile astea, că altfel ești pedepsit. Da, bine, nu m-am referit aici la religii, ci la legile morale ale societății. Legile morale sunt bazate și pe religie și pe... Sunt bazate. Și educația care se face este bazată și pe religie, că se învață și la școală, nu? Și ar trebui, eu zic așa, că la școală, deci educația care se face în școală, ar trebui pus accentul mai mult pe învățarea anumitor principii. Principii care rezultă din spiritualitate, nu neapărat despre religie anume. În fine, nu vreau să intru în subiectul religii, mă refer doar la stadiile dezvoltării omului, la faptul că, în general, dacă ne lăsăm doar în valurile vieții să învățăm ce ne învață viața, și nu învățăm conștient, adică nu alegem o dezvoltare conștientă, vom fi predispuși. Fiecare val al vieții ne va duce către suferință. Deci până nu înțelegem cum funcționează ființa umană, până când nu înțelegem cum sunt emoțiile noastre, cum intrăm în managementul lor, cum știu eu, deci toate lucrurile astea despre cum funcționează ființa umană, gândurile, aceste dizolvări ale eu-ului care urmează de-a lungul vieții. Ce înseamnă dizolvarea eu-ului? Înseamnă dizolvarea unui set de valori, a unui set de credințe. Greșite. În momentul greșite, care se dovedesc a fi greșite. De exemplu, primul stadiu de trezire, să zicem că persoana și-a dat seama că trebuie să-și asume viața personală, este trezirea de la automatism la a alege conștient următoarea acțiune. Fie că este vorba de o acțiune simplă, fie că este vorba de o alegere complexă, nu știu, de alegerea unui loc de muncă, de alegerea unui partener, de, nu știu, de orice fel de alegeri. Adică faptul că noi trăim pe niște credințe care ne limitează, niște lucruri pe care nu le punem la îndoială, pur și simplu nu ne întrebăm dacă oare lucrul ăsta pe care l-am învățat când eram mic este adevărat sau pur și simplu, nu știu, toată lumea merge pe pilot automat. Ia să vedem unde duce treaba asta cu pilotul automat. Adică pur și simplu nu mai alege, merge cu valul vieții. De ceea ce spunem noi acum, lucrurile astea, deci dezvoltarea personală ar trebui să fie un program și în școală. Ar trebui să fie un program în școală și unii diriginți mai, nu știu, mai conștienți, mai asumați, la orele de diriginție fac aceste lucruri, dar o oră de diriginție pe săptămână este total insuficient pentru a-i ghida pe elevi, mai ales în adolescență, unde știm că este perioada cea mai tulburătoare apropo de formarea personalității, de, știu eu,
devianțele care pot să apară, poate apărea un comportament din ăsta deviant, adolescenții sunt foarte influențați de statutul lor în grup. Deci dezvoltarea, spuneam, se face la întâmplare, da. Pentru că, așa cum spuneam, o oră de dirigenție pe săptămână este total insuficient. Total insuficient. Acum nu mai iau în calcul și faptul că unii dirigenți își fac obiectul lor în loc de dirigenție. Asta, da. Să presupunem că fac acea oră de dirigenție. Sau dacă la o fac, discute despre situația școlară. Da, da, sunt foarte multe probleme. Am fost dirigintă și știu exact cum era. Nu mi-ajungea niciodată timpul. Da. Păi ar trebui un obiect. Ar trebui un obiect separat și na, dacă... Dar nu facem noi programa școlară. Da, nu facem noi programa școlară și cel mai important lucru, cred că cel mai important lucru, pentru că mai e foarte puțin timp, este faptul că elevii ar trebui, adolescenții în general ar trebui pregătiți pentru schimbare. Deci fie că este vorba de schimbarea școlii, că se mută părinții dintr-un oraș în altul, ca să nu mai zic dintr-o țară în alta, să fie pregătiți pentru schimbare, orice fel de schimbare. Schimbarea profesorului de, nu știu ce, de limba română. Nu învățătorului, în primul rând. Schimbarea învățătorului cu profesorii. Orice fel de schimbare. Schimbarea prietenilor. Faptul că unii prieteni vin și pleacă din viața lor, schimbarea colegilor, schimbarea, orice fel de schimbare. Cred că cuvântul ăsta, schimbare, ar trebui să fie la baza educației care se face în școală. Pentru că este vorba și de schimbări în științe care vor veni. Nu vreau deja să aduc. Au venit, deja au venit studiază, și nu se studiază, da, chiar am găsit o emisiune cu o doamnă care este lector universitar la Carol Davila, la medicină și farmacie la București, și spunea că ea spune studenților ei ultimele descoperiri din științe, dar nicăieri în altă parte, nici măcar la facultăți, nu se dau mai departe ultimele descoperiri făcute în fizică și în chimie și în biologie. Deci, practic, copiii trebuie învățați de la vârste fragede cu schimbarea. Păi uite, asta este o greșeală care se face în programa școlară, pentru că materiile care sunt, pe lângă faptul că se bazează pe multă memorare, sunt lucruri care sunt depășite. Care sunt se multe lucruri care sunt depășite, da. Dar oricum, ce pot să zic, cuvântul schimbare, deci adaptare la schimbare, despre asta este vorba, adaptarea la schimbare. Nici măcar adulții nu s-au obișnuit, nu s-au adaptat la schimbare, la schimbările care vor veni, pentru că vor fi din ce în ce mai multe schimbări în credințe. Și dizolvarea eului se poate face fie brutal, printr-un eveniment de viață în care vezi că tot ce ai crezut până atunci nu este valabil, brutal și de la sine, sau dizolvarea credințelor, dizolvarea eului se poate face voit, printr-o dezintegrare pozitivă, să-i zic așa, pur și simplu îți dai seama singur, te obișnuiești cu schimbările și atunci îți dai voie să te să-ți dezintegrezi. Mai este un singur minut și dacă ai vreun anunț de făcut. Cum spuneam, pregătesc un program complementar învățământului de dezvoltare personală pentru adolescenți plus 15 ani și asta îmi propun să fac, să-i pregătesc pentru schimbările care vor veni. Este program de dezvoltare personală, nu are nicio legătură cu spiritualitatea, nu amestec lucrurile, sunt o persoană responsabilă, nu am de gând să îndoctrinez pe nimeni, deci dezvoltare personală conștientă, adică să-i învăț, să alege să-i învăț, să discutăm despre lucruri prin care ei să-și dea seama că trebuie să facă alegerile în mod conștient și să se maturizeze psihologic, spre deosebire de adulți care învață, se maturizează psihologic mai târziu pentru că s-au lăsat în voia școlii vieții. Eu îți mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu. Îți urez succes.